De când a rămas singurul inculpat în acest dosar, Cristi Bugiu s-a prezentat la 9 termene de judecată, însă la cel programat ieri nu a putut ajunge. Fostul președinte al Consiliului Județean a invocat faptul că din cauza condițiilor meteo care au condus la închiderea mai multor drumuri, nu se poate deplasa până la Tribunalul Călăraș. Magistrații au amânat cauza și au decis ca următorul termen să aibă loc în data de 8 februarie. În luna decembrie anului 2014, Bugiu a fost reținut, apoi arestat într-un dosar instrumentat de DNA, fiind acuzat că ar fi luat mită de pe urma derulării unui proiect privind întocmirea strategiei de dezvoltare a județului. După eliberarea sa, în vara anului 2015, a revenit în fruntea Consiliului Județean. Nu pentru mult timp, pentru că instanța i-a interzis acestuia să-și exercite atribuțiile, fiind suspendat pe perioada controlului judiciar. În luna noiembrie anului trecut, Cristi Bugiu și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean.